Salutare! Durerile articulare pot transforma fiecare pas într-o provocare, dar știați că anumite alimente pot agrava aceste probleme? În acest videoclip vom vorbi despre alimentele pe care ar trebui să le evitați pentru a ușura disconfortul articular și pentru a vă recâștiga mobilitatea. Rămâneți cu noi pentru a afla cum o dietă adecvată poate deveni aliatul dumneavoastră în lupta pentru articulații sănătoase. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Să începem! Tulburările articulare sunt o problemă comună, mai ales pe măsură ce îmbătrânim. Durerea și rigiditatea se agravează din cauza uzurii țesutului osos și cartilaginos, a pierderii elasticității ligamentelor, a slăbirii mușchilor și a schimbărilor în structura articulațiilor. Pe măsură ce îmbătrânim, capacitatea organismului de a se regenera scade, motiv pentru care durerile articulare afectează în cele de urmă pe toată lumea. Unii oameni se confruntă cu o apariție bruscă, în timp ce alții se confruntă cu un disconfort treptat. Conform statisticilor, una din 5 persoane din întreaga lume suferă de dureri articulare, iar bolile articulare sunt diagnosticate la 50% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani și la 90% dintre cele de peste 70 de ani. În ultimele decenii, problemele articulare au fost observate din ce în ce mai des și la persoanele mai tinere și chiar la copii. Fiecare parte a articulației, cu excepția cartilajului, este bogată în terminații nervoase, motiv pentru care durerea este ultimul dintre principalele simptome ale patologiei articulare. Este important să identificați din timp simptomele bolilor articulare și să consultați un medic pentru cele mai bune opțiuni de tratament. Dacă nu sunt tratate, bolile articulare pot duce la pierderea parțială sau totală a mobilității. Astăzi vom discuta despre alimentele care ar trebui eliminate din dietă pentru a menține sănătatea articulațiilor. Dar înainte de a ne apuca de asta, o scurtă notă. 70% dintre spectatorii care urmăresc canalul nostru nu s-au abonat încă. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm să luați în considerare susținerea noastră apăsând butonul abonare și activând notificările. Vă mulțumim și urmăriți cu plăcere videoclipul. Consumul regulat de alimente nesănătoase poate duce la probleme musculoscheletice grave și poate complica viața de zi cu zi. Dieta este unul dintre cele mai ușor de ajustat lucruri, așa că să începem prin a analiza alimentele de evitat. Leguminoasele. Acestea sunt bogate în fitați, compuși care pot împiedica absorpția calciului. Pentru a reduce conținutul de fitați, înmuiați leguminoasele în apă purificată timp de câteva ore înainte de a le găti în apă proaspătă. Frunzele verzi. Deși sunt benefice pentru oase și articulații, acestea conțin oxalați, care îngreunează absorpția calciului de către organism. Pentru a contracara acest lucru, adăugați ingrediente bogate în vitamina C la mâncărurile cu verdețuri cu frunze. Legume cu nuanțe. Roșiile, ardeii, vinetele și cartofii fac parte din această familie și pot declanșa inflamația oaselor, care poate duce la osteoporoză. Deși nu trebuie să le eliminați complet, este esențial să obțineți suficient calciu, aproximativ 1200 de mg zilnic, pentru a proteja sănătatea oaselor. Zahărul. Zahărul reduce absorpția calciului și epuizează fosforul, un mineral esențial pentru absorpția eficientă a calciului. Excesul de zahăr deteriorează de asemenea colagenul, o componentă cheie a țesuturilor conjunctive, și perturbă sinteza de colagen a organismului. Pentru a reduce riscul de osteoporoză și alte probleme musculoscheletice, reduceți consumul de zahăr și satisfaceți pofta de dulce cu fructe proaspete, fructe uscate sau fructe de pădure, care sunt bogate în vitamine și minerale. Alimente afumate și murate. Carnea procesată și alimentele murate sunt dăunătoare pentru sistemul digestiv și articulații, din cauza conținutului ridicat de sare și a prezenței fosfaților. Excesul de sare duce la acumularea acesteia în vasele de sânge și în articulații, reducând flexibilitatea și mobilitatea și provocând umflarea articulațiilor. Cu cât se consumă mai multă sare și condimente, cu atât organismul pierde mai mult calciu. Este deosebit de important să evitați aceste alimente dacă sunteți supraponderali, deoarece ele pot accelera distrugerea articulațiilor. Excesul de greutate adaugă presiune asupra articulațiilor, iar acumularea de sare nu face decât să agraveze starea. Alimentele prăjite și grase. Mâncarea fast food, carnea procesată, carne de miel, de porc, untura și alimentele gătite în ulei au un impact negativ asupra sistemului musculoscheletic, datorită conținutului lor ridicat de calorii. Acestea sunt încărcate cu grăsimi animale care, atunci când sunt consumate în mod regulat, contribuie la creșterea în greutate și obezitate.
Greutatea în exces solicită articulațiile, ducând la supra-solicitare, subțierea cartilajelor și deformarea ligamentelor și tendoanelor. Un exces de proteine și grăsimi poate declanșa procese autoimune, ducând la inflamarea articulațiilor. Cofeina. Consumul regulat de cofeină, mai ales în cantități mari, slăbește oasele prin epuizarea calciului. Pentru fiecare 100 de ml de cofeină consumată se pierd aproximativ 6 mg de calciu. Prin urmare, este recomandabil să limitați consumul de cofeină. Vă puteți bucura de o ceașcă de cafea dimineața, dar treceți la alte băuturi pe parcursul zilei. Adăugarea de lapte la cafea poate ajuta de asemenea la reducerea efectelor negative ale cofeinei. Grăsimile trans. Grăsimile trans sau grăsimile hidrogenate se găsesc în fast food, în anumite tipuri de popcorn, în produsele tartinabile și în margarina, care este o sursă principală de grăsimi trans. Aceste substanțe blochează producția de vitamina K, care ajută la absorpția calciului și întărește oasele. Este important să verificați etichetele alimentelor și să evitați produsele care conțin grăsimi hidrogenate. Pentru cei care iubesc produsele de patiserie de casă, încercați să coaceți fără a folosi margarina. Soda. Băuturile carbogazoase sunt nocive pentru oase deoarece conțin acid fosforic, care împiedică absorpția calciului și accelerează pierderea acestuia din organism. În plus, sifonul nu stinge bine setea și este lipsit de valoarea nutritivă. În timp, consumul regulat de băuturi carbogazoase poate duce la mobilitate articulară redusă și osteoporoză cronică. Este mai bine să înlocuiți sifonul cu opțiuni mai sănătoase, cum ar fi sucul proaspăt stors, laptele, iaurtul sau apa plată. Alcoolul. Băuturile alcoolice sunt unul dintre principalii blocanți ai calciului, împiedicând absorpția mineralelor esențiale pentru sănătatea oaselor. Consumul de alcool puternic contribuie la distrugerea osteoblastelor, celulele care construiesc oasele, ducând la degradarea țesutului osos. Chiar și consumul moderat de alcool poate reduce masa osoasă și poate perturba formarea oaselor, crescând riscul de fracturi frecvente și de recuperare mai lentă după leziuni. Alimente alergene. Alimentele care conțin histamine pot agrava inflamația articulațiilor. Histamina este un mediator al reacțiilor alergice imediate, cauzând simptome precum șocul anafilactic, urticaria și alte reacții alergice. Principala sursă de histamină este peștele care a fost depozitat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, histamina acționează ca o toxină, întâlnită în special în alimentele conservate. Practicile deficitare de prelucrare și depozitare duc la acumularea unor niveluri ridicate de histamină în alimente. Prieteni, acesta e sfârșitul videoclipului nostru de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul de notificări. V-aș fi recunoscător dacă ați pune un like acestui videoclip și l-ați împărtăși cu familia și prietenii dumneavoastră. Acesta a fost canalul Despre Tot. Ne auzim data viitoare. Pe curând!